în opinia compartimentului juridic de Panzer, potrivit legii 31 și potrivit statutului, la cea de-a doua convocare, tematica poate fi supusă aprobării numărului de consilieri existenți, cu condiția să fie votate punctele de pe ordine de zi, cu jumătate plus unul din numărul celor prezenți. O a doua opinie este că și de această dată ar trebui să existe jumătate plus unul din numărul consilierilor. Poftiți, doamnă. Da, sunt convinsă că trebuie să respectăm cea de-a doua opinie, având în vedere că, așa cum am repetat și ieri, atunci când vorbim despre Consiliul Local și despre toată legislația în care se vorbește despre Consiliul Local, trebuie să coroborăm legislația în vigoare și atunci automat discutăm despre legea administrației publice locale, lege care spune foarte clar că orice hotărâre a Consiliului Local se ia cu jumătate plus unul din membrii Consiliului Local. Nu putem să nu luăm în calcul această legislație, având în vedere că noi aici avem calitatea de consilier local. Așadar, ne supunem și legislației din cadrul și legislației ce privește administrația publică locală. Altfel, suntem persoane fizice. Și consemnat absolut totul ce se discută. Nu văd aici opinia domnului Oroșanu, trecută într-un proces verbal. De asta avem procese verbale. Pentru a scrie absolut toate intervențiile care sunt acolo. Altfel, din punctul meu de vedere, nu aș putea să semnez acest proces verbal, având în vedere că cele două opinii care au fost în cadrul ședinței n-au fost notate, consemnate în procesul verbal. Procesele verbale trebuie să reprezinte oglinda ședințelor, cu toate intervențiile membrilor din ședința în care. Haideți să folosim din sistemul care ne avem la dispoziție, informatic. O să-l semnez, fiindcă înțeleg că vă este foarte greu să notați, dar atunci discutați cu primăria municipiului. Păi dacă aveți reportul, vă rog frumos să faceți. În legislație, spuneți că se face un rezumat al opiniilor. Păi dar aș fi vrut să văd rezumatul opiniei domnului Oroșan. Aș fi vrut să văd rezumatul opiniei domnului director. Aș fi vrut să văd rezumatul opiniei doamnei președinte. Așadar, nu voi semna procesul verbal până el nu va fi întocmit în conformitate cu ședința. Supun la vot vederea doamnei consilier Fumașcu. Cine este pentru? Supun la vot, trebuie să spunem. Să începem ședința. Să începem ședința. Da. Încetează de drept, nu este nevoie de vota. Nu se poate vota pe o situație de păcuri. Se constată lipsa vorbului. Nu sunt în afară, dar sunt consilierul local. Nu pot nici. Toți faci. Da, mulțumim frumos.